dimineața, bine ați venit la conferința de presă din luna ianuarie. Alături de mine se află doamna subprefect Aurora Gherghina. Vreau să vă mulțumesc pentru că de fiecare dată sunteți prezenți cu număr atât de mare. Spuneam la conferința de presă de la finalul anului trecut că voi face în ianuarie o retrospectivă a principalelor activități derulate în cursul anului 2017 de către instituția prefectului, urmând ca în partea a doua să prezint și câteva din activitățile din luna ianuarie 2018. Acum nu știu dacă păstrăm aceeași regulă. Fac prezentarea și la final întrebă, da? Dacă există. Prima și cea mai importantă problemă a fost și rămâne problema alunecării halde de steril din comuna Alunu. Cred că veți fi de acord să nu mai fac o prezentare a activităților desfășurate, pentru că ele au fost prezentate dumneavoastră în decursul anului 2017, doar câteva considerații, urmând ca la final, dacă aveți întrebări, să vă răspund la problema respectivă. Dacă din punct de vedere tehnic au fost luate toate măsurile, dispuse toate măsurile, și din punct de vedere administrativ, în sensul că s-a solicitat o sumă de bani prin hotărâre de guvern pentru spre a fi alocată față de persoane sinistrate, până în acest moment suma respectivă nu a fost alocată către sinistrații de la Alunu. Vom relua demersurile, sperând ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să primească banii respectivi. În continuare, persoanele respective se află fie în centrul social din comuna Alunu, fie în locuințele modulare puse la dispoziție de instituția prefectului, sau la Arude. Din câte am înțeles, una din familie a început să construiască o locuință, dar prin forțe proprii. A doua problemă, poate la fel de importantă și cea cu care ne-am confruntat foarte tare, a fost problema depozitului de deșeuri de la Mărdeștea, deponii neconforme din localitatea respectivă, unde a izbucnit, așa cum știți, un incendiu, care, după aproape 4 luni de zile, s-a reușit stingerea efectivă prin acoperire cu pământ. Mai e o ultimă activitate, aceea de recepție a lucrării, după care vom trece la o altă problemă, poate la mult mai importantă decât stingerea incendiului respectiv, aceea închiderii gropii și a desfășurării activităților legale de către administratorul gropii respective, pentru că, așa cum bine știți și a și prezentat, nu prea s-au desfășurat activități de închidere a gropii, cu toate că au existat obligații legale. A rămas în continuare o problemă, e o problemă de 8-9 ani de zile, problema câmpurilor de son de la Omele Mari și a mutării persoanelor în zona Copăcelu, acolo unde nu au acte și nu au putut să întocmească contracte, am înțeles, pentru furnizarea de servicii. S-au făcut demersuri în cursul anului trecut, au fost și mai multe întâlniri și cu Convers Minu și cu Ministerul Energiei și al Economiei, însă problema a atârnat din considerente juridice. A fost o judecată a Conversminului la an de zile. În februarie va fi din nou întâlnire pe această temă de la Omele Mari, urmând să vedem ce anume s-a mai făcut. S-au făcut pași mărunți în această problemă a persoanelor de la Copăcelu, dar sperăm că dacă 9 ani de zile nu s-a putut rezolva, măcar în al 10-lea an să găsim o rezolvare a problemei. Oricum, eu am rămas persever până la urmă se va găsi o soluție.
Gestionarea situațiilor sezonului rece. Am văzut, colega dumneavoastră era nemulțumit de că drumarii nu au fost, au fost prinși pregătiți pentru iarnă. Sigur că e loc de mai bine. Sunt convins că e loc de mult mai bine din punctul acesta de vedere, dar probleme cel puțin la sfârșitul anului trecut nu au fost și nici la începutul anului acesta, niște probleme extraordinare. Au fost, într-adevăr, câteva sincope. Și dacă e să mă refer, că nu ocolesc situația, dar vreau să ajung la luna ianuarie, să prezint activitatea din luna ianuarie. A de dragul discuției și pentru pitoresc, o să vă spun și probleme care au fost în... au fost blocate 6 tiruri într-un punct, 7 tiruri într-un punct, din cauza unui strat de gheață apărut sub o poșchiță de gheață a apărut sub stratul de 5 cm de zăpadă. Sigur că este o vină a drumarilor. Nu pot să spui că nu este vina drumarilor. Și a fost tratată și ca atare în ziua următoare. Acum, uitându-mă la ce a fost în țară, în noaptea respectivă, problemele de la Vâlcea nu au fost unele extraordinare. Au fost probleme, într-adevăr, cu alimentarea. Au fost 3.000 și ceva de persoane care rămăseseră fără curent electric. Dar în 24 de ore după aceea au fost rezolvate de către echipele de distribuție Potenia. Mă rog, am făcut o trecere de la ce s-a întâmplat în sezonul rece la finele anului trecut și am intrat deja în luna ianuarie, dar să oricum există o interdependență în activități. Ne mai așteptăm la podul Portocaliu. E posibil să mai fie nisori și în perioada următoare. Nu mă îndoiesc de faptul că dacă vor apărea probleme pe scrie și e firesc să fie așa, pentru că, într-adevăr, nu pot să spui că a fost perfect. Au fost probleme. Siguranța în școli. Au fost câteva evenimente în școlile din județ. S-a creat la nivelul prefecturii un grup operativ pentru prevenirea violenței în unitățile școlare, condus de doamna subprefect. Au avut loc și câteva întâlniri. După aceea nu au mai fost, sau cel puțin până la acest moment, nu au mai fost anunțate evenimente deosebite în incinta unităților. Totuși, rămâne ca o problemă de atenție problema absenteismului școlar. Rămâne modul de manifestare al unora dintre elevi la cursuri și în afara cursurilor. Sunt destule lucruri de spus din acest punct de vedere și sunt convins că Inspectoratul Școlar împreună cu conducerile unităților școlare vor găsi acele mijloace, acele activități care să ducă la prevenirea unor asemenea fapte. Este extrem de neplăcut și aruncă cu o anatemă, pun o anatemă pe procesul educațional. A rămas o problemă nerezolvată, problema distrugerilor produse de porci mistreți și de celelalte animale sălbatice la culturile cetățenilor. Am trimis și către Parlamentul material de modificare și către Guvernul, către Ministerul de Specialitate, o propunere de modificare a unei hotărâri de Guvern care se referea la strig la această problemă. Acum, pe procesul legislativ, vom vedea ce anume se va hotărâ. Cert este că nu este o situație normală. Am mai spus-o și cu în trecutele conferințe de presă. O repet și astăzi. Degeaba se stabilește o cotă de vânătoare dacă vânătoarea este post factum, are loc după ce s-au distrus culturile. Culturile se distrug în primăvară spre vară și vânătoarea este în toamnă. Ori aici e o sincopă care trebuie să, la care trebuie să găsească rezolvarea cei care sunt de specialitate.
Taximetria ilegală la nivelul județului Vâlcea, s-au desfășurat mai multe întâlniri. Desigur, fenomenul nu are nimeni pretenția că a fost eradicat. Înseamnă, până la urmă, înseamnă un cumul, un sumum de factori. Înseamnă, în primul rând, ca cetățenii să nu recurgă, pe de o parte, la serviciile unor asemenea oameni, și o fac în continuare. Pe de altă parte, înseamnă ca instituțiile statului, care au rol de control, să desfășoare activități. Uneori o fac, alteori o fac mai timid, alteori nu o fac. Și de aici a fost și nemulțumirea, cel puțin la ultima întâlnire, a transportatorilor, pentru faptul că unele din activitățile de control desfășurate nu au fost pe măsura a ceea ce era din punct de vedere al fenomenului. A venit acest sezon rece, o perioadă de timp cred că nu s-au desfășurat cine știe ce activități, însă ele vor continua și pe cursul acestui an, chiar de la începutul lunii februarie. Și aici trebuie să mă întorc într-un punct. Deci, chiar dacă nu vreau să găsesc scuze nimănui, atâta timp cât operez totuși cu un instrument legal care nu este întregit, lipsind un articol de lege care ar fi putut să fie în sprijinul instituțiilor statului cu rol în control, adică acea ridicare a plăcuțelor și a numerelor mașinilor care practică o asemenea activitate. Neavând acest instrument, uneori munca aceasta a polițiștilor, atunci când este făcut așa cum trebuie, ajunge să fie contestată și câștigată și pare că este o muncă în van de desfășurată de către ei. Aș crede că este necesar revenirea la forma inițială, pentru că atâta timp cât operez cu un act normativ care nu se asigură pe de-a întregul posibilitatea ca să stăpânești un fenomen, e destul de greu. A rămas tot în procedură legislativă la această dată la Camera Deputaților, dacă nu greșesc, problema haldei de calcar de la Costești. Așteptăm să se termine tot lanțul legislativ, urmând ca la finele acesteia, funcție de ceea ce iese prin actul normativ respectiv, să vedem dacă sunt probleme. Dacă vor fi probleme, îmi voi exercita rolul prevăzut de lege pentru rezolvarea situației respective. Nu voi face foarte multe aserțiuni referitoare la aceasta, așa cum vă spuneam, rămân să aștept să văd forma finală a actului normativ. La serviciile medicale s-a cerut în cursul anului trecut, mai ales de către asociațiile de pensionari, realizarea unui centru de permanență în zona Ostrovei. S-au invocat probleme de natură financiară, costul scăzut al gărzilor. Ei bine, s-au mărit acum. Au ajuns, dacă nu mă înșel, 40 de lei o consultație. Ca atare, nu cred că mai pot să mai fie invocate. Oricum, sunt foarte curios la următoarea întâlnire, ce anume vom mai auzi, de ce nu se poate deschide centrul din Ostrovești și de ce nu există dorință pentru acest lucru. Nu aș vrea să pierd de cineva că am o problemă vis-a-vis de medici de familie. Doamne ferește, nu. Chiar m-aș bucura foarte mult dacă ar exista un pic mai multă deschidere din acest punct de vedere, pentru că solicitarea n-a venit de la prefectul județului, nici de la instituția, a venit de la beneficiarii serviciului, de la cei care ar fi putut, la momentul acela, să nu stea la urgență la spital, ci să meargă la centrul de permanență din zona respectivă. Poate că acum, după rezolvarea unui aspect, deloc de neglijat, nu va mai fi atât de multă
atât de multă atitudine din aceasta de respingere a proiectului de deschidere a centrului. Au fost alegeri parțiale anul trecut, știți foarte bine, au fost alegeri parțiale și la Bujorești și la Vădești. Am avut atribuțiuni prevăzute de lege pentru derularea lor în bune condiții. Nu au fost probleme nici pe durata campaniei electorale de anul trecut, nici la ziua procesului electoral. Am demarat la finele anului trecut o serie de întâlniri cu organizațiile neguvernamentale din județ. Anul trecut a fost o întâlnire cu organizațiile neguvernamentale din domeniul social. În luna ianuarie am mai avut întâlniri, dar o să mă refer la cele din luna ianuarie în partea a doua. Urmând ca în februarie să propunem înființarea unui forum al asociațiilor, a structurilor asociative din județ, cu rol consultativ, exact pe ideea Comisiei de Dialog Social, aceea cu sindicate. Așa fel încât anumite probleme semnalate de către dumneavoastră să pot să-și găsească rezolvarea printr-un dialog direct și cu instituțiile și cu în prezența dumneavoastră. Altfel, poate că sunt foarte multe activități, poate că sunt și foarte multe asociații. La întâlnirile pe care am avut, suma totală n-a depășit 100 de asociații. În realitate, în evidență, ele sunt de ordinul miilor, ceea ce probabil că impune și în viitor o clarificare cu privire la numărul acesta al... O clarificare pe care trebuie să o facă alții. Nu? Noi desfășurăm decât aceste întâlniri parteneriale pentru a vedea ce anume e de făcut. Au fost și activități culturale la instituția, nu știu cum sună asta, venită de la un fost șef de inspectorat de poliție, dar, mă rog, ele au fost și ca atare, o să le precizez. O expoziție de icoane, pictate în tabăra de la nota de către elevii Școlii Populare de Artă. A fost și o expoziție de pictură anterior în holul instituției prefectului. Am participat în calitate de partener la lansarea antologiei poetice vâlcene. A fost o adunare generală a Asociației Prefecților și Subprefecților în octombrie, unde sper să nu pară laudă. Este o realitate și nu, oricum nu m-am laudat niciodată cu lucruri care nu țin de mine. Am fost ales vicepreședinte al asociației pentru zona aceasta a Oltenii. Simpozioane pe linie turistică, unul dedicat cunoașterii Parcului Național Buila-Vânturaița, altul referitor la cunoașterea Parcului Național Cozia. În esență, acestea au fost cele mai importante. N-am trecut, nu m-am referit la fiecare activitate, au fost mult mai multe, dar, așa cum vă spuneam, le-ați prezentat dumneavoastră. Și nu, le-am reluat decât în linii foarte mari, pentru că era promisiunea pe care am făcut-o la conferința trecută. Mă opresc la prima parte ca să-mi puneți întrebări pentru anul 2017, după care vă prezint câteva din activitățile din 2018, din ianuarie. Domnule prefect, nu mai știu nimic despre activitatea grupului de intervenție rapidă, grup înființat în urmă cu vreo 2-3 ani de fostul prefect Radu Renga. Mai are activitate? Nu mai are activitate. Nu a continuat pentru că la venirea mea aici, după aceea,
Nu mi-au fost niciun fel de cazuri semnalate de persoane care să aibă nevoie de intervenția grupului respectiv. Și ca atare, proiectul respectiv a rămas oarecum fără aplicabilitate. Deci, dar grupul mai funcționează și nu are activitate sau pur și simplu a fost desființat? Nu, n-a fost desființat, pentru că nu am dat, n-am emis un act de prefect care să desființeze grupul, ci pur și simplu nu are o aplicabilitate practică. El poate mâine să fie aplicat dacă apare asemenea situație. Vorbeați de cazul alunului, spuneați că veți relua demersurile. Spuneați că în urma numeroaselor științări, mă rog, solicitări de răspunsuri din partea diferitelor ministere, n-ați primit niciun răspuns? Ba nu, răspuns am primit. Răspunsuri am primit, dar nu am primit în sensul pozitiv al alocării efective de fonduri pentru sinistrații. Se poate spune că nu există temei legal? Nu, nu se poate spune că nu există temei legal, altfel nu poți face solicitare fără temei legal. Nu mă refer la asta. Domnul Cristian Buican spunea că în urma unui răspuns primit la una dintre interpelările făcute către domnul Paul Stănescu, s-a primit răspuns că nu există temei legal pentru a se acorda despăgubiri celor de la armă. Nu există temei legal din partea Ministerului Dezvoltării să fie alocat de către Ministerul Dezvoltării. Și aduceau acuze către cei din administrația locală, sigur, că nu s-au făcut. Nu, domnul Paul Stănescu, cel puțin așa reieșat. Eu n-am văzut acuzele aduse către viceprim-ministru de la acea dată către administrația locală. Dacă ele există, o să le văd. Eu un singur lucru știu. Demersurile au fost făcute pe baza unor texte de legi. Inițierea hotărârii de guvern a fost făcută în baza unui cadru legal. Mai departe, că s-au primit sau că nu s-au primit fondurile respective, acesta nu este apanajul instituției prefectului județului. Nu este ordonator de credit de instituția prefectului pentru a putea să acorde sume de bani către sinistrați cu toată dorința, pentru că e o problemă care până la urmă este a județului. Decizia dumnealor și alocarea de fonduri rămâne apanajul Guvernului României. Nu știu ce argument au dat dânsii și nici nu-mi permit să le comentez. Da, e o situație care ar trebui rezolvată într-un da, sens sigur, că nu poți să stai cu tăi, dar toată noaptea, toată iarna. Este evident că ar trebui rezolvată, de aceea am și spus că voi relua toate demersurile. Vă dați seama, v-am prezentat la una dintre am înțeles că vreți să puneți o întrebare, domnul Roger. Haideți, spuneți-o ca să pot să răspund. Știți, la Șușani vor fi alegeri? Pe Facebook am văzut că domnul Staiu rămâne primar de... Am văzut, într-adevăr, am văzut o postare acolo în care scria primar. Nu este adevărat. Ați văzut bine că la finalul acelei hotărâri de guvern, parcă era, cu alocarea de fonduri, proiect de hotărâre, era viceprimar cu atribuții de primar. Nu mai există această situație. Domnul Stăr nu are calitatea la acest moment de primar al localității. Dacă vor fi sau nu alege, nu știu la momentul ăsta să vă spun, pentru că ele se decid de către guvern și se emite o hotărâre de guvern pentru organizarea de alegeri. Această hotărâre de guvern nu se emite în baza unei ceva transmis de noastră? Noi transmitem de fiecare dată situațiile acestea apărute. Adică în momentul în care se vacantează din motive, din diferite motive, un post de primar, suntem obligați prin lege să anunțăm de îndată la Guvernul României vacantarea postului respectiv. Decizia de organizare de alegeri devine strict Guvernului României. Când anume dumnealor consideră, se emite hotărârea de guvern și atunci se organizează alegeri în localitatea respectivă. În punctul dumneavoastră de vedere, guvernul are un temei legal pentru a aloca fonduri pentru sinistrații din Alun? Din punctul meu de vedere, sinistrații de la Alunu trebuie să-și construiască casele. Temei legal, evident, că există atâta timp cât am solicitat alocarea de fonduri respective. Mai departe, nu mă puneți să hotărăsc în numele Guvernului României sau să dau explicații în numele Guvernului României. Nu am cum să fac lucrul ăsta. Mi s-a mai pus întrebarea aceasta, nu știu dacă de către dumneavoastră sau de către altcineva. Am răspuns și la momentul acela. Știu ce anume demersuri am făcut.
Mai departe, nu știu ce decizii se iau. Dumneavoastră, când faceți documentul, nu precizați și sursa de finanțare? Ba da. Sursa? Nu. Nu poți să faci. Fondul de rezervă nu pentru... putea fi o sursă? Că așa se spune. În proiectul de hotărâre am solicitat din fondul de rezervă. Așa a fost, dacă mi-amintesc bine, chiar așa a și sunat. Păi ea e sursa, deci guvernul exact. De la bani. De acord, ați spus dumneavoastră mai bine ca mine. Și de ce nu-i dă? Acum chiar, iertați-mă, dacă noi întrebăm, nu întrebăm noi, întreabă alții în locul nostru. Nu vă supărați, m-au întrebat, mă întreabă toată lumea lucrul ăsta. Nu am calitatea respectivă. Eu sunt prefect în județul Vâlcea, nu sunt în guvernul României, la București, ca să vă răspund eu la întrebarea asta. Nu, poftiți? Primarul e UDMR din cauza asta. Care primarul e? De la UDMR. Mă rog, eu mă iau ca o glumă. Pentru că vrând nevrând se fac anumite paralele cu anii trecuți, când guvernul a găsit acel temei legal și s-au dat. A găsit un temei legal să acorde bani ca să construiască, le-a dat materiale de construcție în anii trecuți. A găsit un temei legal pentru a stinge incendiul de la Mântărești pe un amblat. Sigur, vă repet, dumneavoastră, puteți să duceți discuția oriunde doriți dumneavoastră să faceți paralele pe care le considerați necesare. Mi-ați spus o întrebare, v-am răspuns la întrebarea respectivă atât cât este în dreptul meu. Eu nu pot acum nici să mă substitui altcuiva și să dau răspunsuri care mă depășesc. Este ceea ce... Știți, v-am mai spus la câteva conferințe de presă. Apare povestea în care cineva face ceva. Dacă face ceva, de ce a făcut ceva ăla? Dacă îl face într-un fel, să putea mai bine. Îmi pare rău. Atât cât legea mi-a permis, atât am făcut. Atât cât legea îmi va permite și pe viitor, voi face. Sigur, critici vor fi. Au fost aprecieri cu privire la pătia de la Voineasa, când a deschis-o prefectul. Poate data viitoare o să mai se deschide o pătire din tot județul ăsta. Nu, eu nu am cum să nu fiu la un moment dat criticat, chiar și pentru lucruri care nu sunt în dreptul meu. Asta este viața. Până la urmă, o funcție publică, ți-o asum cu bune și cu rele de ei. Știu ce fac, ca demersuri, și mai departe nu am cum să vă răspund decât ce anume primesc. De fiecare dată când ați venit, v-am răspuns la ce demersuri am făcut și ce răspunsuri am primit. Dar să recunoaște, domnule prefect, că și în ceea ce privește situația sinistraților de la Ognele Mari, nu-i logic să plătești impozit la Ognele Mari cu un teren pe care nu-l folosești și să n-ai titlul de proprietate într-o casă în care locuiești de perfect câtva ani. Dar să recunoaștem că și 9 ani este o perioadă de timp în care demersurile acestea... Știți, m-aș fi bucurat să văd conferințele de presă trecute în care erau întrebați cei de dinaintea mea despre situația este timp de 9 ani de zile, de ce anume nu s-au făcut sau de ce să fac. Știu doar că sunt beneficiar unei situații de 9 ani de zile și știu că fac demersurile respective. Sigur că e o situație anormală, așa cum este anormal și la alunul. Aici sunt de acord cu colega dumneavoastră. Nu e normal să stai și să nu primești fondurile respective. Vorbeați de comentarii de bârfe. De jurături? Dintre ultimele. Vă rog, puneți-mă la corect. Candidatul PSD pentru primăria? Nu voi fi candidatul PSD pentru nicio primărie de nicăieri. Am mai auzit, am văzut o aiureală asta, că e o aiureală, o pot cataloga, că până la urmă e dreptul meu să spun. Acolo mă cataloghează pe mine. Nu sunt nici prea frumos și nici așa deștept cum mă consideră cei care fac asemenea speculații. Nu voi candida pentru primărie. Să se înțeleagă pe la primărie, candidează doar cei mai frumoși? Nu candidează, dar nu sunt eu atât de frumos și de deștept. Ceilalți poate sunt frumos și deștepți. Candidează cu tot din partea tuturor partidelor. Atunci mă faceți dumneavoastră frumos și deștepți. Se pierde. Bun. Poți să trec la anul 2018 sau... Doar câteva activități în luna ianuarie. A fost o lună mai scurtă. S-a început mai târziu pentru că au fost multe sărbători. A fost celebra intervenție de la Vârful Roman. În urma
care a un număr de 28 de turiști, au, sau cel puțin așa s-a anunțat, că e o problemă cu cei 28 de turiști rămași acolo. S-a precizat faptul, am devenit de fapt și vedete naționale, pentru că am fost prezentați pe toate posturile despre situația de la vârful Roma. S-a intervenit, într-adevăr, au fost probleme și cu dezăpezirea, ea nefiind realizată anterior decât parțial. După care au început comentariile în sens invers, că tot vorbeați dumneavoastră de comentarii. La comentarii nu ne întrece absolut nimeni. De ce s-au dus jandarmii să intervină acolo dacă nu era nevoie de ei? Pentru că există o lege care spune că orice fel de apel pe 112 trebuie tratat ca atare și luate măsurile prevăzute de lege. Jandarmii nu sunt în măsură, până nu fac verificări, să spună că pot să intervină sau nu pot să intervină. Ori dacă n-ar fi fost nicio problemă, mă gândesc că orice fel de instituție din aceasta ajungea în 10 minute și verifica. Și vedea că nu e nicio problemă, că sunt la grătar, cum spunea cineva, turiștii. Păi, turiștii când merg în concediu, merg la grătar, nu merg în altă parte. Nu merg să facă dezăpezirea singuri. Așteaptă până la urmă, au plătit niște servicii și așteaptă ca pentru serviciile respective să aibă niște zile libere pe care le-au plătit. S-au făcut o felul de speculații ulterior, că nu era necesară, motiv pentru care am avut o întâlnire pentru clarificarea în viitor, sper să nu mai fie nevoie să avem o asemenea cazuri, a modului de intervenție și a modului de prezentare, pentru că până la urmă a fost o chestiune și la modul de prezentare. Au dat un interviu o persoană care nu era direct, nu avea direct competențe pentru acest lucru. Sper ca pe viitor să nu mai fie asemenea situație. Am avut o întâlnire, de fapt au fost două situații, una în 11 ianuarie și una în 15, referitoare la depunerea unor deșeuri de către administratorul de la Sacomet pe un teren din Horezu. În 11 solicitarea a venit din partea administrației locale din Horezu. S-a deplasat la acel moment garda de mediu și ulterior a fost aplicată o sancțiune. În data de 15 a fost o nouă întâlnire la prefectură. Garda de mediu a mers din nou și a verificat dacă a continuat depunerea deșeurilor în același mod, constatându-se că deșeurile respective au fost transportate și că nu mai era nicio situație. Vreau să înțeleagă toată lumea ceva. Orice fel de semnalare, așa cum a fost o semnalare ulterioară pentru urban, anunțată de dumneavoastră prin presă, de fapt un punct de vedere pe care directorul, unul din directorii societății l-au dat, din nou garda de mediu a mers acolo, a verificat și din câte am înțeles a aplicat și acolo o sancțiune. Orice fel de situație, indiferent de societatea care o generează, va fi analizată și se vor lua măsurile prevăzute de lege. De altfel, este ordin de prefect, reconstituirea unor comisii formate din reprezentanții instituțiilor cu rol de control, care vor verifica, va verifica, că e vorba de comisie, care va verifica de fiecare dimineață, orice, de fiecare dată, orice situație care va apărea din acest punct de vedere. Nu am auzit ce spunea administratorul Sacomet aici, ce acuze făcea la adresa una și altora. Nu m-am simțit și nu ne-am simțit atinși absolut deloc de cele spuse de către dumneavoastră, pentru că am procedat cât se poate de corect în orice fel de situație. Am făcut trimitere la Codul Portocaliu, am făcut trimitere și la nemulțumirile care au fost și care în continuare rămân. Am avut o întâlnire cu administratora
societății care are utilajele respective. A fost o întâlnire la care a participat și șeful poliției rutiere, care la rândul lui a ridicat o serie de probleme. Și de aceea spun că ați avut dreptate cel puțin pe acel lucru când a spus în comentariu că nu au fost pregătiți. Da. Pe de-a întregul așa, intervenția până la urmă a fost corectă. Doar că au fost elemente în care au arătat că nu au fost pe de-a întregul chiar pregătiți pentru... A rămas Valea Oltului blocată, dar știți, Valea Oltului rămâne blocată și când e câte un accident din ăsta obișnuit pe zi cu soare, stă câte 3-4 ore blocată Valea Oltului până să intervine. Până vine... Este altceva. Este altceva, sigur. Da, este altceva. Vorbim că s-a blocat din cauza celor 7 tiruri, 6-7 tiruri. SDN-ul, de ce nu are o macara proprie cu care să intervină? SDN-ul nu are o macara proprie pentru că nu are prevăzut în tabela de înzestrări. SDN-ul este o secție, nu este o regională. Având în vedere problemele, ce spuneți? N-a avut niciodată, sigur că n-a avut. Normal să facă o solicitare în acest sens, având în vedere... Normal ar fi să aibă îndotare. Păi da, despre asta. Dar sigur că ar fi normal să aibă, dar... Să apelăm la alte firme, de la Bujoren, de la nu știu unde. Da, spune și este normal, așa ar fi normal, cum spuneți dumneavoastră, așa. Ce fac cei din conducerea acestei instituții? Demersul este făcut către regionala de la Craiova. Este făcut demersul pentru Macaraua respectivă. A făcut demersul inclusiv poliția rutieră către regională pentru a fi alocată un asemenea utilaj. Păi știți foarte bine că e o chestiune care ține de fondurile financiare. De fondurile financiare preonate în construcție. Toată lumea plătește rovinietă, toată lumea cotizează acolo. Asta că nu vrei să-ți asumi un lucru zău. Dacă aș putea să am o macara aici, fiți convins că imediat ar merge pe... pe Valea Oltului. Da, acolo ați avut dreptate cu cei 7 tiruri. Nu este normal ca în fiecare an să avem probleme exact pe aceeași porțiune de drum? Păi nu, anul trecut a fost pe aceeași porțiune. Tot acolo au fost probleme. A fost pe Valea Oltului. Sigur că nu este... Sigur că nu este normal... Valea Oltului, tot DN7. Da, așa este. Au fost probleme și anul trecut. Despre asta vorbim, că se intervine tardiv. Da, a fost o intervenție tardivă pentru că a înghețat apa respectivă și s-a făcut un polei. Dar am înțeles că a mai fost și o explozie la un cauciuc pe Valea Oltului care a generat iarăși o coloană. Am înțeles că sunt și conducători auto care se deplasează pe Valea Oltului ca în excursie pe timpul iernii și astea, aceștia sunt niște factori care îngreunează circulația, fără a scuza cât uși de puțin problema cu cele 7 tiruri. Acolo... Și asta este o realitate, că până la urmă, cam toate instituțiile acestea și cele care ar trebui să controleze, trebuie să-și facă treaba. Mai ales că s-a anunțat secundul portocaliului. Da, nu numai că s-a anunțat, a fost o noapte foarte lungă. Așa. O noapte în care a trebuit să vorbești la telefon cu toată lumea, să întrebă toată lumea de ce n-am făcut, pentru că am văzut comentariul respectiv. Și într-adevăr, nu. A trebuit să întreb de ce s-a întâmplat. Sper să următorul pot portocaliu, la următoarea conferință de presă, să nu mai fiu tocat pentru... Așa zic și eu, Gabi, foarte bine. Ar fi bine dacă iarna ar fi soare. Și ar ninge de cât în afara drumului și drumul ar rămâne negru. Pe pârtie, da. Pe pârtie pe care n-am deschis-o la timp. E foarte bine că s-a deschis. Și mă bucur că în sfârșit, cel puțin pe o parte din sezon, acum dumneavoastră știți mai bine cât va dura deschiderea și cât va fi sezonul. Vă bucurați, dar alții plâng că săracul Costi s-a dus pe 10 să-i inaugureze. Nu știu asta. Da. Bun. A fost ceremonia din 24 ianuarie. M-am supărat un pic pe consilierul pe mass media pentru că nu v-a invitat în polul prefecturii, deși eu spusesem. Asta, dar asta este. Până la urmă, a trebuit să joc pentru prima oară
ora Unirii să intru într-o horă populară. Nu prea am jucat dansuri populare până acum, dar orice lucru are un început. Am constatat că nu sunt chiar atât de stângaș cât credeam că sunt. Poate că... Cred că de asta s-au gândit că poate participați la alegeri. A, fiindcă și o să joc? Nu, o localitate. Da. Rest, am fost prezent la bilanțul de Inspectoratului pentru situații de urgență. Am fost prezent, pentru că am fost împreună... Ce spuneți? La jandarmi. La jandarmi și la arhive. Urmând ca la sfârșitul lunii să mergem la Inspectoratul Județean de... Să mergem. Niciodată nu suntem invitați. Dacă aș putea, nu mai fac o dată că... Păi nu, că aici era o săgeată și către dumneavoastră, că și dumneavoastră le făceați toată. Oaie care făceam la fel. Ușile închise. Nu știu, cred că am trăit amândoi într-un loc diferit. Eu, dacă mi-amintesc bine, stătea... Chiar pe tine te-am văzut în sală, erai pe rândul 2 acolo. Păi, în momentul în care n-aveam o sală răsărită cum este acum. Dar, în fine, poate trăiesc eu într-o realitate virtuală. Dar mi se pare corect ca bilanțurile astea să fie prezentate în două părți. Una în fața angajaților și cealaltă în fața presei, în cel mai fericit caz. Ce oamenii ăștia de ascuns? Încât presa nu poate să participe la bilanț oficial. Am pus întrebarea aceasta. Și am auzit tot felul de explicații. Dacă îmi cereți punctul de vedere da, al meu, nu mi se pare normal. Adică eu cred că, de altfel, pe 2 februarie va fi bilanțul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, al cărui președinte sunt și unde vă rog să participați de la început până la sfârșit. Dar ce putea să ai atât de a spus în condițiile în care toată activitatea unei instituții ar trebui să fie transparentă și prezentată public. Mai ales într-un moment de bilanț, într-un moment în care chiar ai posibilitatea să prezinți realizări. Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe o singură etapă, aceea a prezentării în prezența presei. Îmi cer scuze, prefectura, mi se pare că a devenit un pic cam plictisitoare și aul. Mi-am dat seama de ce. Domnul Grecenescu n-a semnat condica anul ăsta. La ce vreți? Păi s-a împăcat cu rutiera, nu? Spuneați noastră un moment. Nu, aveți răbdare, că deocamdată suntem în ianuarie. Dumneavoastră chiar vreți să epuizăm în ianuarie toate subiectele dumneavoastră. Adică vreau să mă uit cu interes și la ziarul dumneavoastră, vreau să mă uit cu interes și la colega dumneavoastră. Suntem totuși în ianuarie, nu s-a terminat. Și apoi a fost Ziua Unirii. Aveți răbdare să trecem de ianuarie. S-a reproșat pe Facebook că n-ați avut suică, fiată. Am avut mai din fiat. Data viitoare să țin cont de preferințele culinare ale tuturor. N-am putut... S-a dat și whisky. Dacă va fi cazul... Cozonac am avut, dar n-ați venit. Da. Dacă Consiliul nu v-a invitat... V-a invitat, nu. Pe o parte din termenul ăsta am observat că... Da, mă rog, asta este greșeală dumneavoastră pentru care chiar a avut de tras. Bun. Întrebări? Alte întrebări? Domnul Hamădărești are autorizație pentru a depozita gunoi pe acel amplasament în oraș? În Horizon? Da. Are o autorizație, numai că și la întâlnirea trecută a citit foarte repede, s-a grăbit să o citească și noi, neavând autorizația până la momentul acela, ulterior când am citit-o, am văzut că trebuia să aibă o hală de depozitare. Și sancțiunea a fost dată tocmai pentru inexistența halei respective. Deci a citit repede și foarte selectiv, a făcut trimitere de la aliniatul 1 la 2, rapid așa, adică de asta a fost și nemulțumit și de asta am văzut că e foarte nemulțumit în ultima perioadă. Și acea autorizație îi dă dreptul să... Îi dă dreptul ca atunci, la sortarea lor, după sortarea lor, să depoziteze temporar deșeurile până la transportarea către o deponie de deșeuri. Chiar dacă este aproape de locuințe? Atâta timp cât are o autorizație în sensul acesta, autorizația a fost dată în anul 2013, cu valabilitate 10 ani de zile,
Ca atare, nu pot să discut despre condițiile în care au fost date această autorizație. Cum apreciați remarcat pentru vizavi de intervenția pompierilor că au poluat apele? După ce s-au dat atâția bani pentru... Cel mai bun răspuns l-a dat o colegă de-a dumneavoastră. A făcut prefectul un gest cât o mie de cuvinte. Ce remarcă pot să am în condițiile în care niște oameni care au stat acolo și au intervenit timp de 4 luni de zile în condiții grele, au stins un incendiu datorat știu cui, probabil că ancheta va stabili cu ea nume. Ce remarcă poți să ai în situația aceasta? Ce mi se pare normal? Nu. Statul să îi dea atâția bani. Nu ți se poate părea normal, dar la fel, dar normal ar fi să lași un incendiu să fumege, să nu-l stingi și ceilalți să plătească din zonă doar pentru că cineva n-a făcut ce trebuia să facă în decursul timpului. După toată situația asta, v-ați gândit să veniți cu o propunere pentru parlamentarii Vâlceni să modifice legea astfel încât atunci când mai apar situații de genul ăsta, cel care se face vinovat să-și stingă sau proprietarul să-și stingă... Am făcut solicitarea încă de anul trecut. Chestiunea aceasta pe care o ridicați dumneavoastră este făcută de anul trecut din discuția cu parlamentarii Vâlceni. Adică e situația aceasta oarecum neobișnuită a intervenției pe terenul proprietate privată. Dacă în celelalte cazuri din țară s-a intervenit pe proprietatea statului, aici a fost ceva particular. Ori este anormal, este incorrect ca să se întâmple ceva și instituția statului să nu poată să intervină sau să fie nevoită să ceară acordul proprietarului respectiv. Este într-adevăr necesară schimbarea legii. Așa fel încât la situațiile de urgență, deși și acum legea îți permite pe situații de urgență, dar ați văzut, proprietarii de teren te pot după aceea da în judecată cum doresc, mai ales că a făcut o trimitere în timpul întâlnirii. Să știți că sunt obișnuit, după remarci și înjurături în spațiu virtual, asta nu mi-a lipsit niciodată, remarcile cu datul în judecată și cu reclamatul. Domnul prefect, ați spus de autorizația aceea dată până în 2013, nu, din 2013. Până în 2023. Da. Că ea este dată pentru depozitare temporară. Da. Nu există niște norme de aplicabilitate care să spună, domnule, temporar, ăsta înseamnă o săptămână, o lună sau trei ani, că poți să ții și până în 2023. N-am văzut niciun fel de normă care să spună... Nu se pot face aceste norme. Să pot face. Adică e absurd să spui că le depozitezi temporar și până în 2150. Nu, că din 2023 nu mai are... Nu. Da, am înțeles. Nu am înțeles. Pământul ăsta e corect observat. Este chiar 100 de ani. Altfel ar trebui să cred că poți să depozitezi temporar un an de zile. Acolo, în locul în care trebuie să fie hala... Le pune și o etichetă garanție sau până la... Cum? Și e vorba și de cantități. Sunt cantități mici, așa spunea acolo, cantități mici până la mia de lucruri care iarăși trebuie stabilit. Am văzut că a făcut colega noastră o anchetă. Perfect, dar vorbim de o autorizație valabilă pentru deșeuri reciclabile. Reciclabile. Nu gunoi menajer, deci acolo erau gunoi menajer, punct. Da, și punct, amendă, punct. Și cine a dat amendă? Gata de mediu. Cât a fost? Din câte știu eu, 50.000 spuneau că va fi amendă. Dar, sigur, există calea aceea a contestării. Dar ce mai știți de cercetarea penală? În nu, chiar nu știu și... Nu, la nu anchetele penale nu informează, pentru că e fire să fie așa. Deci, desfășoară potrivit competențelor activități separate. Cealaltă problemă îl verifică cineva, trebuie să închidă, să ecologizeze fosta groapă. Se știe, respectă graficul, nu respectă... Păi, la ședința trecută am făcut noi un grafic. Că graficul de care vorbiți dumneavoastră nici nu există. Din partea... Dar poate să-l impună cineva? Să-l impună ce? Graficul acela de închidere. Pentru că legea nu prevede un termen. Nu prevede un termen. Nu prevede un termen.
Nu. Nu prevede un termen, așa cum, așa cum depozitul acela financiar care ar trebui să existe pentru închidere nu prevede o sumă. Adică poate să aibă și 5 bani. Și poate să-l închide și peste 20 de ani, cum susține. Pe argumentele juridice ale dumnealui, care sunt de fiecare dată interpretări personale ale legii, sigur, pot să dureze și 100 de ani. După părerea dânsului. După părerea mea, nu. Graficul pe care l-ați făcut dumneavoastră, ce prevede, ce concluzii are? Vă trimit graficul, ce pentru că l-am prezentat la întâlnirea respectivă unde v-am invitat și l-am zărit. Ce? Recepția lucrării s-a făcut? Nu s-a făcut. La sfârșitul lunii era vorba în jurul datei de 31 că se face recepția. Așa știu că e trecut în grafic. Dar cred că ar trebui, dacă îmi permiteți, vă rog, doamna, trebui... ca să nu vă plictisiți. Mulțumesc. Cred că ar trebui făcută o precizare. Ceea ce a făcut, ceea ce s-a făcut la Măldărești până acum, n-a fost închiderea gropii. Nu, a fost, a fost doar stingerea incendiului. Știi asta. Păi... am tot repetat asta. Da, am spus când se începe închiderea. Când știu. Trebuia să se înceapă închiderea. Când trebuia că... anterior datei... de 16 iulie 2017 trebuia să se înceapă. Agenția de mediu de vină. N-a răspuns la societate. Da, ați văzut răspunsul. Bun. Dacă nu mai sunt alte... sincer, nu m-am plictisit în conferința asta de presă. Ați avut grijă să mă plictisesc vorba domnului Dulăciu. Sper că în cea din luna februarie să fie mai liniște, nu, că atunci va fi ziua mea și măcar pe Sfinții Legători. Și poate o fac chiar de ziua mea, ca să nu... Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună.